Bucurați-vă de vremurile acestea de har, zice Domnul. Pentru că mâna mea încă stă întinsă și astăzi. Ca să lucrez în dreptul vostru cu milă și cu îndurare. Oare vă dați seama ce înseamnă aceasta? Vă gândiți la harul acesta deosebit? Dacă ați vedea ce vremuri se apropie, n-ați sta nepăsător, zice Domnul, unii dintre voi. Ce v-ați căi și ați strigat spre ceruri, de unde va veni izbăvirea și puterea. Vă sfătuiesc astăzi, zice Domnul. Strângeți cuvântul meu în inimile voastre. Căutați-mă din toată inima. Și dacă mă veți asculta, zice Domnul oștirilor, ferice va fi de voi. Pentru că iată vrăjmașul a așternut legi noi, zice Domnul, și stau gata, pregătite, și iată începând cu anul care vine, iată se vor da negreșit legi în care copiii mei, zice Domnul, vor fi vizați toți și în special cei aleși, zice Domnul. Iată vrăjmașul va declara război și cu orice preț va vrea să-mi distrugă poporul, dar pentru că eu sunt Domnul oștirilor, mâna mea vă va ocruti, zice Domnul, pe voi, pe cei care veți fi sinceri și mă veți căuta din toată inima voastră, care bate prin harul meu, zice Domnul, nu că ați vrea voi, nu că ați avea merite vreunul, ci e harul meu, zice Domnul oștirilor, prin faptul că încă v-am lăsat în viață. Bucurați-vă, zice Domnul, pocăiți-vă din toată inima, smeriți-vă înaintea mea, ca la vremea încercării eu să vă izbăvesc, zice Domnul, și vrăjmașii voștri să rămână de rușine. O, da! Vor veni în fața voastră unora cu acte scrise și iată veți fi obligați să le semnați. Dacă nu, consecințele vor fi pe măsură. O, ce veți face vremea aceea? Vă sfătuiesc astăzi, chemați-mă pe mine în viața voastră, luați-mă pe mine ca stăpân, ca ocrotitor, ca mijlocitor pe Duhul Sfânt să luați. Și iată în vremea aceea, Duhul Sfânt al meu vă va spune ce aveți de făcut. Chiar dacă veți fi prigoniți unii, să nu vă temeți, căci vă așteaptă răsplătirea în cer. Vă aștept eu, Iisus Hristos, care iată am suferit pentru voi, mi-am dat viața, am murit, dar sunt viu în vecii vecilor. Orice putere demonică va fi stropită, zice Domnul, dar iată ce-ți vorbește Domnul, popor de legământ. Apropie-te de mine cum n-ai mai făcut-o niciodată. Zidește altarul rugăciunii acasă și casa mea de rugăciune, pentru că vreau să dau putere deosebită în vasele voastre. Iată să mă întăresc pentru vremurile acelea, pentru că diavolul s-a înfuriat. Toată cohorta demonică a pus o mișcare, va mai mult ne poruncește. Și dacă voi nu veți veghea, unii veți cădea și căderea va fi mare, dar fericit va fi de voi dacă vă veți lua pe mine în inima voastră
veți umbla cu mine împreună în fiecare zi, în fiecare noapte. Lumina mea vă va ocroti, brațul meu puternic vă va însoți. Și atunci veți striga cu la mare, Hristos e Domnul care ne iubește.